Bun găsit! Invitatul emisiunii de astăzi este liderul Partidului Dezvoltării și Consolidării Moldovei, fostul premier Ion Chico. Bună ziua și bine ați venit la Esențial! Bună ziua, mulțumesc pentru invitație! Cu mare drag! Domnul Chico, vedem că partidul pe care îl reprezentați crește considerabil în ultima perioadă, ori faptul că recent mai mulți primari din nordul țării, inclusiv și președintele raionului Glodeni, s-au alăturat echipei dumneavoastră. Cum a avut loc acest proces, dacă ar fi să ne dezvăluiți deja din culise ce s-a întâmplat și cum oamenii au cerut, da? Sau au depus mandatul de aderare către partid? Vă mulțumesc. Într-adevăr, Partidul Dezvoltării și Consolidării Moldovei este în proces de construcție, să zicem, de crearea structurilor teritoriale. Noi ne bucurăm că pe tot teritoriul țării, nu doar în nord, avem colegi care aderă la partid, oameni care împărtășesc cu noi aceleași viziuni privind dezvoltarea Republicii Moldova, și anume ca stat independent, stat suveran, cu orientare în spațiu european, cu implementarea valorilor europene la noi, Republica Moldova, ori lozincele acestea populiste că vom duce țara în Europa sau vom duce în America sau în Rusia, nu știu unde, rămân doar lozinci. Este necesar ca aceste valori să le implementăm aici în mod practic și noi ne bucurăm cu tot mai mult lume, mai mulți oameni și nu neapărat președinți de raioane, primari sau, eu știu, exponenții ai puterii publice locale vin la noi, dar sunt exponenții ai diferitor profesii, diferitor categorii de vârstă, diferitor etnii și acesta este un lucru care cumva ne întărește convingerea noastră că viziunea noastră capătă teren, câștigă teren și vom avansa în această direcție. Dar cum da, următoarea, da, ultima perioadă, probabil cu una din cele mai sonore, într-adevăr, aderări la partidul nostru au fost colegii din autoritățile publice locale din raionul Glodeni, inclusiv mai mulți primari, președintele raionului, consilieri raionali, deci nu avem nimic după culise, nu e nimic de ascuns, deci după ce în decembrie sau noiembrie anul trecut a avut loc congresul fostului Partid Democrat, în care se regăseau colegii noștri actuali din Glodeni. Atunci au fost luate la acel congres niște decizii care au schimbat radical doctrina, orientarea, chiar și denumirea acestui partid. Și noi am înțeles că o bună parte din participanți, din chiar liderii acestui partid, nu au fost de acord cu o asemenea schimbare radicală bruscă, inclusiv iată, colegii noștri din Glodeni nu au susținut acele modificări și în principiu de atunci au decis că nu mai fac parte din noul partid și ei consideră că Partidul Democrat nu mai există la momentul actual. Ulterior, eu cred că prin luna februarie am avut o discuție cu unii colegi din Glodeni la inițiativa lor. Ei m-au chemat să le prezint deci, mai în detalii viziunile partidului, care sunt obiectivele. După aceea am mai trecut o perioadă oarecare și ei au decis să unim eforturile pentru a implementa aceste obiective. Lucru care, bineînțeles, mă bucură, considerând experiența, reputația acestor oameni în raionul Glodeni, iar toate, să zicem, animozitățile sau suspiciuni care de regulă apar în spațiu public, eu știu, legate de asemenea evenimente, nu cred că trebuie să le atragem mare atenție, pentru că nu au substrat factologic absolut nimic. Nu, de obicei se vehiculează ca un... să spunem așa, un membru de partid este cumpărat dintr-un alt partid și de asta oamenii e și normal că au astfel de întrebări. Dacă îi invitați dumneavoastră, le propuneți careva beneficii pentru a trece în partidul pe care îl reprezentați, ori este o dorință benevolă de a face parte din echipă? În percepția societății, bineînțeles, este noțiunea asta de traseism, mai ales că ea a fost alimentată cu trecerile astea, grupuri de deputați și cu sonore, cu diferite, exact, eu știu, zvonuri, că s-au plătit, s-au cumpărat, dar noi trebuie să înțelegem o logică, pentru că noi suntem un partid mic, care suntem abia în creare, deci noi nu suntem membri ai Parlamentului, nu avem pârghii administrative care cumva, în alte cazuri, erau ca factor ademinitor, da? Deci,
Colegii din Glodieni, dacă vorbim acum, au venit la o echipă în formare nouă, care încă nu e reprezentată practic nici într-o structură. Deci ei au venit pentru că cred în idealurile astea, împărtășesc cu noi viziunile, iar iertați speculații că am cumpărat, ce să cumpărăm noi, că nu-i vorba de, nu este niciun raționament și nici nu este abordarea noastră în felul următor. Dar ce o să ne dea nouă oamenii cumpărați? Da? Alegerile locale. Dar și alegerile locale, care e miza? Că o să câștigăm, zicem, unele primării și o să ne aburcăm pe umeri povara grijilor acestor localnici? Ce posibilități îți oferă, iată, aceste, să zicem, pârghii pe care le ai la nivelul unui sat, care necesită muncă enormă, investiții, etc., etc.? Eu înțeleg că atunci când e vorba de traseismul politic al deputaților, care au fost cândva într-un partid care, de exemplu, pierd teren acum și vor numai decât să se încoreze un partid care e la putere, care are pârghii, da? Dar, în asemenea caz, haideți să judecăm obiectiv. Ce aturi, ce avantaje au colegii în cazul de față de la Glodieni, în cazul dacă la noi ar fi abordarea asta cu cumpărat, cu nu știu ce. În principiu eu pot să mai, să zic, așa, las, trec cu vedere chestii de genul ăsta, că uite nu știu ce, dar asta este o ofensă în adresa oamenilor din Glodieni, adică ce, ei sunt marfă de cumpărat, ei sunt deputați de ăștia traseiși sau ce, cu atât mai mult. Noi trebuie să înțelegem specific cu alegerilor locale. Oamenii ăștia în 2019, prin reputația, prin munca lor care au desfășurat, au câștigat mandatele, nu a venit partidul și i-a făcut primar într-un sat și altul, pentru că cunoașteți iarăși specificul localilor, oamenii votează persoana dacă au încredere. Și poate fi mai de puțin la de partid. Deci exact. Aici nu e serios de discutat. Dacă e să mai dezvoltăm imaginea sau cine sunt cei care aderă astăzi la partidul dumneavoastră? Mare parte sunt, cum ați menționat și dumneavoastră, cei care au fost în PDM, sunt și cei din PCRM. Oamenii vin pentru că, așa cum ați menționat dumneavoastră, s-au dezamăgit în politicile acestor partide. Le place ce anume în ceea ce le propuneți dumneavoastră? Majoritatea colegilor care aderă la partidul nostru, ca și noi, cei care am fondat acest partid, nu au experiență politică, adică ei nu vin din alte partide. Deci poate sunt mai sonore și mai, să zicem așa, în spațiu public, mai mediatizate, iată, aderări, cum e cazul, de exemplu, Glodieni, dar nu sunt din partide, mare majoritate care aderă la noi. Din PCRM eu nu țin minte să vină cineva în perioada respectivă, nici din PSRM nu prea țin minte să venit în perioada respectivă, posibil în unele organizații primare care le creăm în unele localități. Am înțeles că unii consilieri locali care au făcut parte din aceste partide aderă, dar la nivel central eu nu am văzut. Verificați profilele oamenilor care aderă. Adică contează pentru dumneavoastră background-ul omului care vine în echipa dumneavoastră? Sigur, nu vreau să utilizez cuvântul deja compromis filtru, dar bineînțeles, și statutul prevede că se depune cererea președintele organizației înainte de a o propune la examinare eventuală în cadrul adunării. Întâi studiază candidatul, de ce avem așa o verificare prealabilă, astfel încât, într-adevăr, să nu ajungem la etapă când persoane care nu tot timpul au făcut față lucrurilor și nu au o reputație impecabilă să vină la un partid. De ce nu ne bucurăm de orice concetățean de-a nostru care dorește să se implice, că asta este important, dar, repet, nu exponenții partidelor politice sunt cei mai mulți care vin acum și cumva mă bucură lucru acest fapt că oamenii doresc să se implice. Vă așteptați la un următor val, nu știu dacă e corect să spun val, dar cel puțin exemplu celor de la Glodeni să se repete și din alte raioane?
dacă poate aveți cereri sau... Eu vreau în primul rând să spun că acesta nu este un val, adică pur și simplu a fost mediatizat cazul acesta, dar procesul de aderare merge așa uniform, fără șocuri de astea, știți, diagrama aceea nu are șocuri, dar pur și simplu, cum am spus, a fost mediatizat. O să vedem, adică eu nu exclud faptul că mai mulți reprezentanți autorităților publice locale care actualmente, eu știu, sunt membri a unor partide sau ca și în cazul Glodinilor au plecat cu perioada oarecare în urmă din aceste partide, vor manifesta, eu știu, intenția de a se alătura echipei noastre, dar în fiecare caz, bineînțeles, vom examina iarăși ce reputație au, ce performanțe sau contraperformanțe au înregistrat în această perioadă. Noi vom fi bucuroși să unim eforturile anume cu oameni care sunt demni și, apropo, vom participa la alegerile locale doar în localitățile unde o să reușim acest lucru, adică unde o să identificăm persoane care se bucură din crederea cetățenilor și vor putea să se implice în construcția echipei noastre mai departe, fără unele, zicem, eu știu, situații care s-au mai întâmplat la alte partide, care, zicem, conjuncturiști, etc., etc. La Pălți, care este situația aia consolidării echipei aici? La Pălți noi avem organizație teritorială a partidului și sunt câteva organizații primare care intră în această organizație. Tot este în proces de construcție și această organizație. Până la sfârșitul lunii aprilie vom desfășura conferința de constituire, să zicem așa, etapa a doua, în care vor fi alese și organele de conducere acestei organizații. Eu mă bucur că vin mulți concetățeni de-ai noștri în rândurile partidului aici în Bălți, pentru că este o localitate foarte importantă, este capitala Nordului și o spun nu doar din punct simbolistic, așa, dar este un centru economic, social, cultural, educațional și trebuie acest statut să fie consolidat în această regiune a țării. Deci e clar că noi avem, ne concentrăm și atragem atenție deosebit acestei organizații. Bineînțeles, vom avea candidat la funcția de primar al municipiului Bălți. O să venim cu o listă de oameni destoinici pentru Consiliul Local și sper foarte mult că vom reuși să convingem sau să atragem simpatiile locuitorilor municipiului și voturile lor la alegeri. Aveți deja țintită o persoană care ar putea reprezenta partidul la alegerile locale din Bălți? Avem o persoană care credem că o să înaintăm, dar nu aș vrea înainte de ședința care va avea loc pe 29 aprilie să o, zicem, anunț, pentru că totuși ține de decizia colegilor de pe loc, ei trebuie să decidă, ei trebuie să înainteze. Nu, zadar vă întreb, pentru că totuși lupta pentru fotoliu municipiul Bălți va fi una destul de acerbă, așa cum inclusiv Renata Usatăi a anunțat că va participa la alegerile locale. Anterior, el se bucura de o popularitate, da, și o încredere din partea populației și va avea un candidat neapărat. La fel, avem și partidul Șor, care în alegerile precedente, da, au avut și ei un, să spunem așa, un succes răsunător, dacă nu era acel proces cu implicarea Marinei Tauber. Vă dați seama că acest candidat propus trebuie să fie unul care să obțină un vot al încrederii mult mai mare ca să câștige fotoliu. Ori municipiul Bălți de mult necesită o schimbare. În primul rând, eu cred că noi trebuie să înțelegem că nu este vorba de lupta pentru un fotoliu. Fotoliu e un lucru comod, așa. Eu cred că orice candidat la funcția de primar, dacă el este conștient și vine cu inima deschisă și cugetul curat în fața cetățenilor, înțelege ce povară își va lua pe umeri. Și eu sper că cei care vor intra în această competiție sunt conștienți de ce provocări au în față, dar ce probleme are municipiul și câte multe situații și probleme trebuie soluționate. De ce? Noi nu tratăm asta ca luptă pentru fotoliu. Deci noi tratăm ca o competiție pentru ca locuitorii municipiului să ne ofere posibilitatea să soluționăm problemele date, da, pentru că ele sunt grave și sunt foarte multe, care s-au acumulat de mulți ani și doar o echipă profesionistă care înțelege esența lucrurilor, care nu folosește populismul pur și simplu și, iată, minciuna asta
permanentă. Doar o asemenea echipă poate să se apuce de curățat, mai iertați, grajdurile astea, da? Deci, ați reușit să analizați profilul municipiului și să vedeți problemele care se confruntă? Desigur, avem probleme, deci cunoscute probleme, mai ales că eu am activat la nivel de guvern, am comunicat cu autoritățile publice locale, inclusiv cu fostul primar, domnul Renato Usatăi, am discutat, eu am avut vizită aici, chiar poate dacă multe nu au ieșit în spațiu public, noi am avut discuții, colaborare cu administrația primăriei, pe care o consider destul de eficientă a fost la acea etapă. Sper că ulterior chiar și reprezentanții primăriei vor veni cu aceste informații. Deci este important, ați pomenit mai multe parte de politici, eu nu vreau să mă expun așa asupra potențialului lor, este important ca, ca locuitorii municipiului Bălți să aibă de unde să aleagă, să poată liber și conștient să vadă care, să zicem așa, ofertă electorală sub formă de program și candidați este mai atractivă. Este foarte important să fie un vot rațional. Deci, când e vorba de legeri locale, noi trebuie să lăsăm preferințe geopolitice, simpatii etnice, nu știu ce acolo, alt gen de caracteristici ale candidaților sau echipelor, pentru că până la urmă, indiferent ce culoare va avea pisica aceea, mai iertați, trebuie să prindă șoareci în localitate, nu să vină aici să te sperie că vine tancul acela sau să te bucuri că vine cineva din Bruxelles și ți-aduce râuri de lapte și maluri de miere cum erau acolo. Da? Deci trebuie să înțelegem că de modul cum noi vom trata responsabil sau irresponsabil aceste alegeri, mă refer ca alegători, va depinde cum vor arăta străzile noastre, cum vor arăta localitatea noastră, vor funcționa sau nu instituțiile care sunt în subordinea municipalităților și tot așa mai departe. Deci trebuie să fim conștienți că de votul nostru depinde cum va arăta orașul sau satul nostru. De aceea și partidilor le revine o responsabilitate mare că atunci când vin în fața locuitorilor unei localități sau altă, mai ales dacă este vorba de un municipiu atât de mare ca Bălți, să vină cu o echipă de oameni serioși. Pentru că dacă o să venim în fața dumneavoastră cu niște persoane care o să vie cu populism, cu niște promisiuni și cumva au să câștige aceste, zicem, funcții, aceste poziții, ei timp de un an jumate te compromit dacă nu au valoare, da? Dar... De ce și noi avem responsabilitatea să venim în fața legăturilor cu persoane competente? Un moment destul de dificil este pentru alegător atunci când vine momentul, să zicem așa, da, să-și dea votul, cum să deosebească un om cu populism, cu promisiuni de șarte, de unul cu fapte concrete? Într-adevăr, este o misiune complicată, mai ales că politicienii sunt foarte abili în a promite multe, deplasa responsabilitatea pentru contraperformanțele precedente exact. Pe alții, că tot timpul se găsesc scuze. Nu este simplu de găsit, dar oamenii sunt raționali, ființe cu rațiune, care, bineînțeles, trebuie să analizeze toate pro și contra, sau toate avantajele și dezavantajele unui candidat. Noi, în viața noastră individuală, avem de multe ori situații când trebuie să alegi una sau alta, da, și atunci tu te gândești ce e mai bun. Iată, chiar vrei să faci o reparație, tu doar alegi foarte bine ce echipă să-ți facă reparația la automobil sau la, locuință. Tu doar nu îl iei pe primul care îți promite așa. Încerci să afli, băi, dar ce-o mai făcut el echipa asta? Da? Poate o recomandare de la cineva, da? Trebuie de văzut cine sunt candidații care sunt în fața dumneavoastră. Unde a mai fost până acum? Și dacă vine unul și zice, uite, repar drumurile în 3 luni, nu mai alegeți-mă, încercați să vedeți, dar unde a fost el până acum? A mai făcut asemenea promisiuni sau nu? Deci lucruri care se analizează, iar misiunea partidelor, reprezentanților, este să vină cu informația suficient în fața locuitorului și, bineînțeles, un rol important a părțilii presiei pentru ca să informeze obiectiv despre un candidat sau altul. Și eu cred că dacă vom avea eforturi comune și această abordare responsabilă față de cetățenii noștri, față de legături în cazul de față, le vom ajuta să iau decizie corectă. Vedeți cumva viabilă sau reală, pentru că la sigur chestia asta s-a discutat și atunci când dumneavoastră erați premier, ca municipiul Bălți să devină cumva o autonomie independentă. Și asta cumva se dorește pentru că speră ca un buget mai mare să rămână aici pe loc,
cu toate că în actualele documentații lucrul ăsta absolut deloc nu arată exact așa cum se dorește. Din contra, are de pierdut mai mult municipiul dacă devine autonom. Cum vedeți această direcție? O să mă expun din poziția unui om de stat care se gândește nu doar la o localitate, dar trebuie să privim ca și orice cetățean în Republicii Moldova, să privim în ansamblu. În ansamblu, da? În primul rând, atunci când vorbim de autonomie a autorităților publice locale, și indiferent e Bălți sau, eu știu, Râșcani sau o localitate, ea trebuie să fie în mod practic, da? Deci nu pur și simplu am declarat că e autonomie financiară și am câștigat alegerile pe asemenea, pe această lozincă, iar când ajunge să implementeze în practică, tu, de exemplu, adopți legea că le dai un supliment la salariul de 1300 de lei, dar transferuri din bugetul de stat nu le dai. Da? Ce fel de autonomie are primăria din Bălți dacă ea e obligată acum să găsească aceste resurse financiare, să achite aceste 1300 de lei, dar centrul nu le-a dat. Da? Se speculează la capitolul autonomiei, deci nu trebuie să ne îngrijim că autoritatea publică locală, dacă are niște competențe, să aibă și posibilitatea financiară să le acopere, altfel nu e autonomie. Da, eu cunosc inițiativele referitoare la statutul special al municipiului Bălți, autonomie, etc., etc. Mi-am pare rău să spun, dar mulți din oameni care, din politicieni care s-au etalat ca promotori acestei idei, o fac totuși în scopuri populiste mai mult. Noi trebuie să ne îngrijim ca municipiul Bălți să aibă o infrastructură dezvoltată și aici nu e important de unde vin banii ăștia, din cei care strânși aici în municipiu sau vin de la centru, pentru că guvernul Republicii Moldova împrumută miliarde, zeci de miliarde acum de lei, da? Și ele trebuie să meargă la dezvoltarea infrastructurii, localităților și asta nu neapărat că ele trebuie să vină din bugetul municipal, da? Deci din bugetul de stat, programe speciale, de exemplu, era drumuri bune sau fondul rutier care îl avem. Deci trebuie să meargă focusat pentru dezvoltarea capitalei din nord, pentru că este infrastructura foarte deteriorată, este degradată dacă se întâmplă. Deci modul cum vor fi, de exemplu, reparate drumurile sau infrastructura, nu atât depind la etapa actuală de statutul municipiului, depinde de responsabilitatea guvernului central și de prioritățile sale. Dacă guvernul central vrea să dezvolte infrastructura țării, atunci alocă bani indiferent. Are Bălțul statut special sau nu? Am văzut argumentele și calcule, că, de exemplu, Bălțul strânge, eu acum îmi scapă cifrele, strânge, de exemplu, atâtea sute de milioane achită la buget, dar primește doar atâta. Trebuie să înțelegem că nu doar despre Bălțul e vorba, iată Chișinău tot, de exemplu, cu mult mai mult agenții economici de acolo plătesc impozite și taxe, dar primesc mai puțin. Totuși, Bălțul este un centru economic, el nu funcționează autonom și izolat de regiune, da? Că dacă sunt în întreprindere în Bălți, ele funcționează pe baza materiei prime din localități, de exemplu, da? Nu poți pur și simplu tot ce ține de activitatea acestor agenții economici, întreprinderi mari și implicit impozitele care le achită, să zici că exclusiv e meritul Bălțului, da? Că eu sunt sigur că bălțenii vor ca Curlătenia, de exemplu, de regiune să fie dezvoltat sau mai departe acolo, pe linie sau ce mai este, da? Deci trebuie să ne uităm în complex la lucruri. Dar una e clar, nici într-un caz nu trebuie să rămână subdezvoltat orașul, municipiul, pentru că nu vei avea aici nici investiții dacă nu sunt drumuri și infrastructură, nu vei avea nici locuitori, pentru că o să plece dacă n-au condiții elementare. Dar asta se face nu atât prin legi de astea speciale cu statut care pe urmă nimeresc acolo pe niște rafturi și se prăfuiesc, cât prin atitudine responsabilă, atât și din partea guvernului central, cât și autorităților locale. Trebuie de evitat populismul și de lucrat eficient. Eu cred că o asemenea experiență a fost inclusiv și în 2020. Poate puțin din Bălțeni știu, de exemplu, câți bani au primit atunci municipalitatea pentru același program drumuri bune, reparațiile unor străzi destul de importante. Deci și fără ca să etalăm lucrul ăsta prea mult în spațiu public, nu m-ați văzut să vin aici și zic, uite, am dat 30 de milioane pentru asta. Dar chiar aș deci, fi vrut să este ne spuneți ce s-a dat, pentru că bălțenii suferă de lipsa drumurilor. Ori unele porțiuni din oraș sunt atât de deteriorate
că este imposibil să ajungi acolo, transportul public nu circulă, mai rău este că în unele sectoare noi nu avem apă, noi nu avem canalizare. Ar părea un municipiu, un oraș atât de mare, dar duce lipsă de niște, nici nu vreau să le spun comodități, sunt niște necesități la zi care ar fi trebuit rezolvate cel puțin 20 de ani în urmă, dar noi suntem în 2023 și e cumva o rușine ca în municipiul Bălți să nu ai apă, canalizare și ne mai vorbim de drumuri care astăzi satele au niște drumuri mult mai bune decât ceea ce avem în municipiul Bălți. Cred că informația privind investițiile guvernului central în municipiul Bălți sub aspect de infrastructură cel mai bine ar fi în 20, am în vedere când am răspuns de activitatea guvernului, ar fi cel mai bine să o las de la primărie ca să fie obiectiv, dar în general trebuie să înțelegem că dacă noi lansăm un program de modernizare a infrastructurii, de exemplu cum au fost drumuri bune și îl implementăm 2 ani, iar după aceasta vine cineva și zice că proiectul acela e rău și nu mai investesc, tot ce ai făcut în 2020 el tot degradează. Deci atenția față de infrastructură, asta este o preocupare permanentă. Dacă un an nu mai faci sau un an, doi nu mai faci, tot ce ai făcut anterior se deteriorează. Eu regret că colegii actuali de la guvern, de la guvernare, au renunțat în linii mari la aceste programe. Mai mult pot să vă spun, și aici sunt cifre deja, fondul rutier în 2020, și asta în afară de programul Drumuri Bune, deci fondul rutier, a fost 1.700.000.000 de lei. 1.700.000.000 de lei. Asta tot ce strângem noi de la acciza, de la, zicem, taxa pentru utilizarea drumului și tot așa mai departe. 1.700.000.000. Anul acesta, 2023, este 1.480.000.000. Deci și nominal e mai mic ca în 2020. Iar dacă considerăm inflația cumulativă de atunci, care depășește 50% de atunci, pentru că am avut inflație 13,94 în 21 și am avut inflație 30,2 în 22. Iată, cumulativ e 50%, încă dacă luăm și o parte din 2020. Deci, noi, pe de o parte, am alocat anul acesta cu 200.000.000.000 de lei mai puțin ca în 2020, iar dacă considerăm și inflația cumulativă, deci, practic, noi am alocat pentru drumuri anul acesta, exact în jumătate ca în 2020. În mod normal că nu o să ajungă banii pentru drumuri în Bălți sau în altă parte. Deci este vorba de o abordare, în opinia mea, irresponsabilă a guvernului central față de aceste probleme. Pentru că, încă o dată, dacă de infrastructură nu te preocupi, ea se deteriorează în mod firesc. Condiții naturale, eu știu, calitate, tot așa mai departe. Și eu nu mă refer doar la drumuri. Aici sunt și celelalte elemente care a spus dumneavoastră. Apă, canalizare, mai ales dacă e vorba de extinderea localităților. Acolo trebuie permanent să fie investiții în acest domeniu. Ori noi nu le vedem. Cum era experiența aceea Fondului Ecologic Național, care deseori era criticată, dar din acel fond au fost multe obiective de acestea soluționate. Și stații de epurare, și, eu știu, conducte de astea de apă, canalizare. Acum nu mai înțelegem ce se întâmplă. Avem mega-ministerul ăsta al dezvoltării, al infrastructurii și cum se numește el. Și iarăși nu vedem mare activitate. Eu repet, dacă nu va fi o abordare serioasă din partea guvernului central, indiferent de ce statut va avea municipiul Bălți, Chișinău sau altele, lucrurile nu se mișcă. Continuând pe această linie a dezvoltării, reformele în economie, aș vrea să atingem acest subiect și cum vedeți dumneavoastră consecințele acestor asupra business-ului local și cât de eficiente sunt, pentru că odată cu criza în energetică vedem că foarte multe companii și-au închis ușile pe de o parte, pe de altă parte unii s-au simțit chiar puși la perete și restrânși și de impozite și de acele controle și fiscale și nu doar, pentru că o afacere din orice domeniu și are căpcăunii săi. Cei din alimentație sunt cumva monitorizați inclusiv și de ANSA, inclusiv și de fisc. Adică, oamenii nu simt cumva până la urmă un suport pentru a reuși să reziste, da, pe piață pentru a-și întreține familiile. General, meteahna asta care avem noi cu presiunea organelor de control administrative asupra business-ului a fost în linii mari tot timpul. Uneori se mai reușea de stabilit aceste organe, alte se scăpa frâul. În general, trebuie să înțelegem că
totuși, fără organe de control, tot nu e posibil. Desigur, că atunci se încalcă mai mult și mai grav. Avem și brânza, da? Care nu e brânză. Exact. Adică noi trebuie să înțelegem că trebuie să găsim acel echilibru sănătos între activitatea organelor de control, da, și posibilitatea business-ului de a se dezvolta. Pentru că eu sunt sigur că sunt, de exemplu, 99% de agenții economici responsabili care țin la calitatea, la reputația firmei, să zicem. Da, plătesc impozite, dar dacă avem un procent oarecare de cei care nu respectă regulile, încalcă legislația, admit evaziune, atunci poate nu e atât de grav că procentul ăsta admite încălcările, dar problema este că ei fac o concurență neloială pentru cei care sunt onești și treptat, dacă nu te preocupi de ei, atunci deteriorează tot sistemul. Deci, controlele, ele sunt necesare, dar trebuie să fie reglementate astfel încât să nu pună presiune asupra mediului de afaceri și cât mai mult să nu genereze corupție. M-ați întrebat de reforme. Sincer vă spun și vreau să fiu obiectiv, că da, bineînțeles, exact, politicienii au, zicem, partea asta de subiectivitate. Ce reforme am avut noi în acești 2 ani la capitolul economie? N-am avut, pentru că în principiu n-am avut nici bloc economic. Bloc economic, în general, asta e președintele Comisiei Parlamentare Economie și Buget și Finanță, ministrul economiei, ministrul finanțelor și dacă avem din aceste sectoriale, agricultură, industrie, energetică, etc. Haideți să încercăm să vedem ce figuri notorii au condus aceste blocuri sau aceste ministere importante. Eu îl văd foarte activ pe un coleg care sau pe un fruntaș al PAS-ului, domnul Alaiba, care a fost președintele Comisiei Parlamentare, acum este ministrul economiei, deja de 2 ani, a ocupat aceste funcții importante. Ce am văzut noi de la dumnealui, în afară de așa, unele încercări de PR de astea nu prea, să zicem, serios. Iată ultima realizare care a considerat că trebuie să iasă în fața lumii, a zis că au deschis o adresă electronică în care cetățenii pot să numesc legea iurea, așa se numește adresa electronică, la care cetățenii pot să scrie ce legi proaste avem noi în țară. Adică el conduce un minister întreg, are funcționari plătiți din banii statului, care trebuie să ei se preocupe de ce se întâmplă cu legile. Eu alte realizări nu am văzut. Am văzut o inițiativă a dumnealui, de exemplu, când a interzis publicitatea unor activități care în principiu a distrus și mass media, da, pentru că ce era o sursă legală de finanțare. Acum noi am pierdut și mass media independentă, am pierdut și venituri serioase la buget, că veneau venituri serioase la buget, dar eu sunt sigur că numărul celor care jucau aceste totalizatoare sau care se numesc jocuri de astea din ruchi, el n-a dispărut. Pur și simplu banii cei deja se duc peste hotare pentru că acum tot se face pe site-urile astea, exact, străine. Online. Da? Deci această reformă, eu consider că nu e reformă, indiferent de ce intenție a avut ei. Deși eu suspectez că obiectivul principal a fost anume lichidarea presiei independente și lipsirea ei de finanțare. Eu să vă mai duc exemplu, fiindcă suntem în Bălți. Iată, de exemplu, în anul trecut, îmi pare că în mai, la Comisia Situații Excepționale a fost aprobată o decizie, o lege, în principiu că e modificarea codului fiscal, prin care s-a luat decizia de a scuti de TVA, fără drept de deducere, atenție, exportul de ulei vegetal. Nu să știți că atunci când exporți ceva, TVA se restituie exportatorului. Atunci a fost chiar și un scandal. Da. Iar în cazul când nu se restituie, măcar poți să-l dai la deducere. Exact. Deci, atât în cazul gigantului economic care îl avem în Bălți, Floarea Soarelui, deci ei au exportat și cei ce plăteau ei pe TVA-ul la furnizorii lor, ei ulterior nici la pierdere nu puteau da. Înțelegi? Deci asta e o aberație totală și din punct de vedere contabil și din punct de vedere economic și de atitudine față de investitori. Cum nu, da, eu nu știu acolo ce se spune, că monopolist, nu știu ce. Dar acela e obiectiv economic important pentru țară, pentru municipiu, cu locuri de muncă serioase. Ce, aceasta e abordare serioasă față de economie? Eu invers cred că trebuie să facem ceea ce se încerca să se facă anterior. Eu o să amintesc aici cu toată, zicem, modestia că în 2018, la 1 octombrie, noi am implementat așa o reformă numită reforma fiscală, când am diminuat serios cotele impozitelor pe salariu. Dacă vă amintiți, atunci s-a introdus cota unică a impozitului pe venituri persoanelor fizice, exact, a căzut de la 18 la 12% și s-au diminuat, dacă ținem minte bine, cu 5 puncte procentuale cota contribuțiilor sociale pe care le achită întreprinderi la bugetul de stat. Exact. Deci, pe total, în jur de vreo 9-10 puncte procentuale din povara fiscală pe salariu a fost diminuată.
Asta a permis pe de o parte să rămână mai mulți bani, totuși neto din salariu în buzunarul oamenilor, a permis să fim mai competitiv pe piața forței de muncă, pentru că, eu repet, noi aici rețineam la fiecare angajat 18%, dar peste prut în România e 10%. Deci cum să concurezi tu pentru brațele de muncă, pentru creier, atunci când tu ai un sistem fiscal totalmente necompetitiv? În raport, am vedere, în raport cu forța de muncă, cu factorul resurse umane. Deci acela a dat un imbolt până la urmă. Dacă să vorbim de reforme economice, clar că eu aș pomeni și programul Prima Casă, pentru că el era orientat pentru tineri, tineri specialiști. Cumva legi omul acela, tânărul de glie, să zicem aici, cumva îl ajuți la angajarea celor credite ipotecare, dar și la restituire. Și apropo, era prima etapă, erau doar pentru angajații din sectorul public, iar ulterior s-au procesat. Exact, exact. Deci cumva asta tot este o viziune în privința economică. Poate aș mai pomeni și despre predictibilitatea politicilor guvernului în raport cu activitatea economiei. Ori noi ultimii ani avem o situație când, de exemplu, proiectul bugetului, în care sunt multe norme și pentru economie și politica bugetar-fiscală, este aprobată în guvern fără ca miniștrii să o vadă. Noi am avut 2 ani când proiectul respectiv era plasat în ziua ședinței guvernului pe pagina Particip GovMedia sau cum se numește acolo, transparență, da? Deci clar că miniștrii nu au nici posibilitatea să vadă acest proiect, să analizeze. Ce să mai vorbim de consultanți, consultații largi, ce să mai vorbim despre opinia mediului de afaceri, că sunt multe subiecte care afectează direct. Deci toți acești factori luați împreună, cumva atestă o lipsă și aici de înțelegere deplină din partea guvernării referitor la acest moment foarte important. Deci, pe de o parte, un bloc economic nereprezentativ cu persoane care nu au experiența și eu risc să zic că nici cu cunoștința și atitudinea suficientă. Pe de altă parte, lipsa unor politici de astea care ar impulsiona creșterea economică. Și cred că exemplu am adus ca să nu dacă e să vorbim chiar de Prima Casă, am examinat sau am studiat, mai bine zis, cum se întâmplă în România. De exemplu, acolo tinerii au nevoie doar de 5% dintr-o sumă care ajunge la aproape 70.000 de lei de euro în comparație cu ceea ce este în Republica Moldova. Și dacă în 2018 îți puteai permite să-ți iei în Republica Moldova o locuință, astăzi este practic imposibil, ori costurile locuințelor au explodat, este pur și simplu imposibil și ai impresia că nimeni nu dirigează această piață a imobililor, prețul cărora, deseori moldovenii noștri glumesc, ar ajunge la costul celor din America, da? Pentru că sunt foarte costisitoare astăzi. Vreau să mai discutăm și despre tot ce ține iarăși de partid și despre confruntările care au loc. Iată, ați atins subiectul traseismului politic și vreau să ne spuneți care este opinia dumneavoastră la acest lucru, pentru că anterior, doamna președinte Maia Sandu a spus că organele de drept se vor autosesiza pe marginea cazurilor de traseism politic. Dacă îmi permiteți tot și o paranteză legată de Prima Casă, fiindcă într-adevăr e subiect important și ține nu doar de programul ăsta Prima Casă, dar în general de piața posibilitatea ipotecară, de a lua o etc. casă, exact. Inițial, legea 293 despre programul Prima Casă privedea într-adevăr 10% prima rata inițială. Acum, noi am diminuat-o la 5, apropo. Da. În 2020 am luat această decizie să o diminuăm la 5 și am majorat și vârsta persoanelor eligibile până la 50, dacă mi-am amintesc bine. S-au implementat și proiectele astea de ajutor la etapa de rambursare a creditului. Exact. Am inclusiv, cum a spus, sectorul privat și, ce important, am inclus aici și beneficiarii de credite ipotecare angajate nu doar în cadrul programului Prima Casă. Adică am vrut ca efectele acestei. Dar programul, din păcate, s-a ciocnit de o atitudine iarăși irresponsabilă și chiar ostentativă, aș spune, din partea autorităților, chiar fostul ministru economiei, pe lângă faptul că nu-i strașnic că o să închidă floarea soarelui, că o să aducem de import, el tot a declarat atunci că nu-i strașnic că acest program moare. Eu poate admit că e rău programul, dar vină cu ceva în schimb. Da? Au distrus prin această politică monetară absolut irresponsabilă cu creșterea ratei de bază, au distrus piața ipotecară, pentru că ratele au crescut foarte mult
și pentru participanții la programul Prima Casă, iar considerând contingentul, categorie de oameni care au angajat aceste credite, care în linii mari au salarii destul de limitate, de mici, deci ei practic sunt în imposibilitatea de a deservi aceste credite. Iarăși eu, cu tot respectul, dar responsabilitatea o atribui anume politicii iresponsabile a guvernării la acest capitol. Despre traseism. Am auzit declarațiile că organele trebuie să se autosesizeze dacă sunt, într-adevăr, este temei că aceasta în principiu este corupție politică, cineva a luat decizia dată pentru bani sau atunci, bineînțeles, că organele trebuie să acționeze. Nu am văzut, din păcate, nimic mai mult decât declarațiile respective. Știm că din istorie, prin 2014 sau 2015, când a trecut un grup mare de la un partid la altul, și de la Peledimie și la comuniști, da? A fost ceva investigație acolo, ceva să... Acum eu nu văd că să facă acest lucru, deși în spațiu public sunt zvonurile astea, cu cât i-au cumpărat, cu cât i-au trecut. Clar că este un fenomen care, în primul rând, denotă o lipsă de respect față de alegătorii care au votat pentru tine și te-au trimis în Parlament pentru unele promisiuni sau idei sau viziuni pe care le ai tu. Știi, tu dacă la un moment dat ai decis să schimb viziunile, mai ales dacă e vorba pe bani, asta e condamnabil. Pe de altă parte, și aici iarăși vreau să fim obiectivi, pot fi situații când unii oameni, da, iată, am merit, de exemplu, în Consiliul Local, pe listele unui partid, și când acolo văd, de exemplu, că liderul partidului sau colegii lor aprobă proiecte destructive pentru Bălți, de exemplu, sau pentru Chișinău, sau chiar de Parlament vorbit. Omul e liber atunci să zică, uite, eu nu mai pot face parte dintr-o echipă care... pentru care mie rușine să mă duc în fața oamenilor care ne-au votat împreună. Deci poate fi și situația asta. Adică nu trebuie să ne uităm de la caz la caz, trebuie să ne uităm obiectiv la asemenea situații și nu neapărat noi suntem unica țară în lume unde au loc asemenea procese. Se întâmplă uneori și, zicem, ieșiri de acest gen, că oamenii pur și simplu nu sunt de acord cu, cum se zice, politica partidului, da? De ce ea trebuie de la caz la caz de examinat, iar atunci când este vorba de corupție politică, organele trebuie să se preocupe de asta, nu de altceva. V-am înțeles. Ceea ce a strânit cumva un val de discuții în ultimele două zile, vorbim despre anunțul doamnei președinte că va avea loc marea adunare pe 21 mai, iar dumneavoastră, inclusiv pe rețelele sociale, primul ați fost printre cei care ați comentat și ați spus că veți merge. Da, într-adevăr am comentat primul, dar parantezele le-am deschis mai pe urmă pentru că fugeam la emisiunea aceea la TV8 și mi-a ajuns timp doar să scriu ce am scris acum. Este evident că, în mod normal, atunci când ești adeptul unei idei, da? unor valori, trebuie să le susții, indiferent dacă sunt expuse sau enunțate de oponentul tău politic sau de altcineva. Deci asta era ideea. În general, ideea de a consolida societatea pentru a aduce, ceea ce spuneam la începutul emisiunii, standardele europene, valorile veritabile, autentice, nu cele care le avem aici, da? Trebuie să susții această inițiativă. Dar sună foarte, știți cum, straniu că asemenea inițiative vin de la un om care a călcat în picioare tot ce ține de valori europene. Da? Oare noi avem libertatea presiei în țară? Am adus exemplu cu publicitatea care practic a lăsat fără finanțare legală sursele media care nu sunt finanțate de PAS și de sponsorii lor. Da? Închiderea canalelor de televiziune sub pretextul că fac propagandă prin tăcere. Da? Ce înseamnă asta? Asta e stat democratic. Subordonarea, de exemplu, Teleradio Moldova, care este totuși instituție publică, nu este a unui partid, au subordonat-o chiar prin lege, au subordonat-o Parlamentului, că înainte nu era așa. Deci asta e democrație. Ingerința în justiție, ca să nu mai merg departe, sau aprobarea acestei legi despre competențele SIS-ului, care a fost condamnată, practic, da? A venit un aviz, să zicem, nimicitor din partea Comisiei de la Veneția. Cu toate acestea, iată, acest partid continuă mai departe să aprobe o asemenea lege și multe, multe alte cazuri. Politizarea instituțiilor, angajarea rudelor și tot așa mai departe. Asta nu-s valori europene, da? Deci, este clar că nu este sinceritate în apelul acesta, doamnei președinte, de a arăta că noi susținem, dar noi trebuie să dăm un semnal pe extern că oamenii, chiar dacă nu sunt de acord cu
ceea ce face această doamnă cu acest partid, susțin în general ideea modernizării țării noastre și implementării acestor valori. Deci asta este ca idee. Acum, vedeți că lucrurile evoluează, iată că eram pe drumul încoace, văd că această Piața Marea Nării Naționale, care și acum este blocat, acolo un iarba roc se face. Exact. E clar că intenționat s-a făcut ca să nu permită accesul celorlalți înainte, că erau niște proteste. Acum înțeleg că pentru acces vor fi scoase acestea, deși ei au drept acolo să se afle. Dar am înțeles că Piața Marea Nării Naționale a fost rezervată din mai mult timp pentru alte partide, pentru alte acțiuni. Ceea ce înseamnă că acum cei care au declarat intenția de a organiza acest eveniment acolo nu au posibilitatea să o facă. Deci că ei nu poți legal, că așa prevede legea noastră cu privire la întruniri, care a venit primul, acela în principiu, are dreptul să manifeste acolo. Sper că se vor înțelege, sper foarte mult că nu vom avea altercații acolo. Exact asta și vreau să vă întreb, pentru că ulterior a fost și poziția domnului Șor, care a spus că ei la fel vor merge acolo, doar că un pic cu altă, da, cu altă linie. Eu vreau să vă spun. Și se pare că, nu vreau să spun despre 7 aprilie, pentru că 7 aprilie a lăsat în urmă foarte multe răni deschise și din păcate nici azi nu avem finalitatea acelui proces sau acelei mișcări de atunci, dar ne putem pomeni într-o perioadă în care avem la hotar război în continuare, aici avem o luptă acerbă între partide, da? Și între faptul că oamenii nu întotdeauna sunt de acord cu ceea ce se întâmplă în capul mesei și respectiv ne putem trezi cu altercații și cu alte victime. În general, iată, faptul că a fost decisă cumva această adunare în condițiile stării de urgență tot e strane, pentru că când a fost prelungită ultima dată starea de urgență, iată, cu nou guvern deja, așa, lucru care absolut nu pot să-l înțeleg, ei în principiu au scris că în perioada respectivă și întrunirile sunt interzise, da? Pentru că sunt riscurile care ele cred că sunt. Deci este straniu că așa decizia a fost luată în condiții stare de urgență. Eu cumva sper că ei vor anula starea de urgență și asta tot este o condiție pe care o înaintăm noi pentru ca să putem să participăm la aceste evenimente. Și împreună cu lista de care am spus-o deja. Eu nu exclud că acolo vor fi destabilizări pentru că fiecare cetățean poate să se ducă acolo în piață, fiecare partid poate să aducă adepți și am văzut că unele deja au declarat că vor veni, inclusiv partidul care l-ați numit dumneavoastră. Deci acolo pot fi 20.000 de oameni care până acum nu au avut acces pe piață pentru că era blocată de poliție. Ei vor vrea să vină pe piață. Exact. Eu nu sigur că ei vor striga acolo sus Maia Sandu. Nu sigur, îi pot strige cu totul altceva, deși vor fi și alții care vor striga sus Maia Sandu, ce se va întâmpla atunci în piață. Eu sper că până la urmă instituțiile statului vor manifesta responsabilitate, se vor duce la doamna Sandu să-i spună care sunt pericolele. Ceea ce vrea să facă e mare eveniment care pe extern ar arăta că ea este susținută de popor, se poate transforma într-o tragedie. Eu sper că ei vor trata cu seriozitate acest lucru. Parcă mi s-ar părea mai ușor și mai democratic organizarea unor alegeri. Poate este mult mai scump, dar probabil oferirea posibilității fiecărui cetățean să se expună prin a spune da sau nu referendum, în referendum, da, în care omul să declare foarte clar vrea în Uniunea Europeană sau nu vrea, vrea unirea cu România sau nu vrea. Nu ar fi fost o cale mai ușoară și mai pașnică? Exact așa cum s-a întâmplat în cazul Marii Britanii atunci când s-a decis ieșirea din Uniunea Europeană. Bine, eu cred că nici chiar doamna Sandu nu privește acest eveniment ca un vot al poporului pentru aderare sau nu. Asta e mai degrabă o exprimare a susținerii acestui curs, da? Pentru că când ajungi la partea, zicem, formală a lucrurilor, când o să procedem la negociere, etc., într-adevăr trebuie referendum. Deci nu poate decide un partid sau un președinte de țară ce se întâmplă cu statutul Republicii Moldova. Nu trebuie totuși să confundăm evenimentul planificat pe 21 mai, care mai degrabă așa o expresie publică a susținerii liniei partidului, să zicem așa, decât o decizie formală, pentru că după ce o să fie negocierile, vor urma legi, modificări în Constituție, zicem, votări în Parlament și ele de dorit să fie efectuate în baza unui referendum național la acest capitol.
Eu sunt sigur că fără de asta atunci nu va fi susținerea poporului și nu va fi formal, n-ai dreptul formal să zici că te duci țara într-o parte sau altă, și mi-e pare că exemplul care l-ați adus dumneavoastră este unul foarte, foarte pertinent în acest caz, deși era în direcție inversă, da, de ieșire din Uniunea Europeană. Dar încă o dată, acest eveniment nu trebuie de confundat cu un referendum. Desfășurarea evenimentului nicicum nu exclude necesitatea petrecerii unui referendum. Starea de urgență cumva în țara noastră este ca la ea acasă, pentru că ea a pornit încă din anul 2020, când a fost criza COVID-19, și se pare că nu mai ieșim. Când ar fi trebuit depus odată punct și oamenii să nu simtă presiunea? Sau cumva oamenii oricum lucrează, cei de la sate, da, dacă au de mers pe câmp, merg pe câmp, dar totuși în fiecare lună când auzi la televizor că starea de urgență a fost prelungită, ea psihologic în oameni induce frică. Haideți să facem un pic de delimitare între tipurile de stare de urgență. Ați spus că au început în 2020. Omul de la televizor aude că e starea de urgență. Faptul că el e în COVID, faptul că e în război, e diferit. Da. Să explicăm ce asta acasă. Deci, iată, îmi pare că la 15 martie, dacă îmi amintesc eu bine, în 2020, pentru prima dată din 92, în Republica Moldova a fost instituită starea de urgență, pentru că am avut pandemie și era într-adevăr o situație neobișnuită de, să zic, de criză enormă. Și iată atunci, apropo, și la presiunea opoziției de atunci, guvernul a luat decizia să se adreseze Parlamentul pentru instituirea starei de urgență. S-a instituit starea de urgență conform legii 212, deci este o lege specială care ține de acest. Și ea a ținut, dacă nu mă greșesc eu, 60 de zile sau 30, nici nu mai amintesc foarte bine cât a ținut, în condițiile legii 212. Ulterior, Comisia Națională pentru Sănătate Publică, care e cu totul alta decât Comisia Situației Excepționale, în care sunt prezenți medici, etc., au decis să instaurăm situații de urgență în sănătate publică, care puneau niște constrângeri, restricții din punct de vedere sanitar epidemiologic. Da. Dar nu avea nimic cu starea de urgență care este în condițiile legii 212. Păi iată, după aceea, da, am cam stat permanent în starea asta de urgență de sănătate publică. Ea a fost totuși ridicată, îmi pare că anul trecut, la o etapă oarecare, dar din octombrie anul trecut, din octombrie 21 chiar, exact, nu anul trecut, a fost instituită iarăși stare de urgență în condițiile legii 212, adică de aceea care am avut noi la început, și iată de atunci noi nu mai ieșim din ea, deși nu sunt factori care ar impune țara să stea în această stare de urgență. Eu înțeleg că sunt riscuri energetice. Atunci introduci un regim special pentru gestionarea lucrurilor în energetică. Dar nu ții în condițiile legii 212, când în principiu nu se permit întruniri. Deși vedeți că chiar și partea guvernul face. Da. Nu se permit, sau sunt alte constrângeri care toți le ignoră. Deci ca atare, acest regim de stare de urgență cu toate prevederile lui este ignorat, dar se folosește de guvernare exclusiv Comisia Situației Excepționale pentru a aproba decizii care depășesc cadrul lor de competență. Și noi am adus exemple. Conform hotărârii Curții Constituționale din iunie 2020, Comisia Situației Excepționale nu poate aproba decizii cu caracter de lege. Ori ei anume asta fac. Rectificarea bugetului care o fac, asta e caracter de lege. Exemplul care l-am dat cu TVA la exportul de ulei vegetal, asta e caracter de lege. Nu aveau dreptul. Închiderea canalelor de televiziune, că tot la Comisia Situații Excepționale, tot nu aveau dreptul. Interzicerea demisiei judecătorilor, în general, un act administrativ care nu ține nimic tot. Da? Deci, din păcate, ei folosesc această stare de urgență pentru a guverna netransparent. Pentru că cele 11 miliarde de lei care le-au luat din buget prin deciziile acestei comisii pentru procurarea gazelor, care și așa și nu știm la ce preț și ce volum au cumpărat, în mod normal trebuie să ducă în Parlament. Parlamentul nu e funcțional, slavă Domnului, au 63 de deputați. Deci, din păcate, regimul stării de urgență este folosit anume pentru asemenea decizii care nu au nimic cu statul de drept. Și avem sesizarea la procuratură care am depus-o, am arătat ce decizii și care articole ale Codului Penal și a Constituției sunt încălcate. Noi sperăm că o să se miște lucrurile la procuratură, pentru că văd că și nou guvern,
care din principiu, Comisia Situației Excepționale, asta sunt aceiași membri ai Guvernului, numai că sub umbrela stării de urgență iau decizii evitând procesul normal. Îl evită la capitolul alocare de bani, da? Uh-huh. Și la capitolul achiziții publice. Eu am adus cifra, da? În 2021, prin evitarea licitațiilor, s-au procurat mărfuri și servicii pentru stat de 475 de milioane de lei, iar în 22 de 1.650 milioane, adică aproape de 4 ori mai mult. Achiziții publice, știi ce înseamnă aceasta? Trebuie să faci concurs, licitații, exact. Iar când eviți procedura, înseamnă că îl chemi pe sponsorul tău a partidului și zici, dăm ceva că eu o să plătesc de la stat, îl chemi pe alții. Așa e procedura, da? Din păcate, asta înseamnă în realitate și în practică regimul stării de urgență. Iar când în condițiile unui asemenea regim tu chemi lumea, oamenii la adunarea, mare adunare națională, asta încă o dată denotă că starea de urgență pentru ei așa, e doar o, zicem, o găselniță pentru a lua aceste decizii netransparente și nimeni nu tratează ca în serios această stare de urgență, cu atât mai mult nu tratează în serios factorii pe care ei i-au invocat atunci când au cerut instituirea starei de urgență. Dar asta cumva, la un moment dat, poate fi pedepsit dacă se vor adeveri mai multe încălcări? Și însăși decizia de a prelungi starea de urgență aparține Parlamentul și, bineînțeles, acest vot nu-l poți. Nu comportă. Dar iată faptul că în cadrul Comisiei Situații Excepționale se iau decizii care sunt în mod direct și clar interzise de legislație, de Constituție și de Curtea Constituțională, aceasta atrage responsabilitate. Pentru că tu atunci când ai decizia Curții Constituționale numărul 17 în 2020 care scrie că tu nu poți rectifica bugetul prin decizia Comisiei Situații Excepționale și tu ridici mâna și semnezi această decizie, tu ești pasibil de responsabilitate penală, da? Sau când vii cu alte decizii. Eu vă mai spun o decizie. De exemplu, această comisie se decide cum trebuie să arate pachetul de țigărete, da? Iată ce fel de embleme. Scuzați, dar noi ce, nu mai avem stat, nu mai avem ANSA, nu mai avem instituții funcționale? De când comisia respectivă decide cum trebuie să arate pachetul de țigări? Asta e, în general, lucruri care nu se încadrează nici într-o logică și nici în cadrul legislativ. Asta. Deci este răspundere penală și eu știu că organele o să se ocupe de lucrul acesta atunci când vor avea permisiune. Următoarea guvernare le va da permisiune și chiar îi va încuraja să facă acest lucru ca pentru pe viitor să nu se mai admită asemenea lucruri. Revenind la activitatea dumneavoastră din anii 2020, guvernul Chicu a fost cel care a gestionat primul criza COVID-19, chiar din primele zile. Din experiența pe care ați avut-o, ce a fost cel mai dificil? Cel mai dificil a fost incertitudinea, pentru că noi, pe de-o parte, avem cadrele astea de groază care veneau din Europa de vest, pentru că totuși la ei mai înainte, undeva cu o lună înainte s-au început, vedem Italia cu crizele cele, cu săli pline, cu sicrii, mă iertați, da? Pe de-o parte avem asta. Pe de altă parte, aveam Organizația Mondială a Sănătății, care venea cu recomandări, dar tot ne spunea foarte franc că virusul este nou, noi nu prea știm ce se întâmplă, ne învățăm din mers, adică pe experiența. Deci când ai acești doi factori, și factorul psihologic și incertitudinea, cum, ce protocoale de folosit în tratament, pentru că medicii noștri toți învățau de la, da, prin experiență, uneori experiența căpătată pe cazuri tragice, da? Deci pentru că încercau un fel de tratament, nu mergea alt fel de tratament, că nu e scris nicăieri cum se tratează acest virus. Deci în primele două luni era un dezastru total, pentru că într-adevăr sistemul medical nu avea răspuns protocoale cum să trateze. Avem partea asta, zicem, depresiune și publică asupra situației. Multă lume, atunci când a trebuit să instituim regimul să distați acasă, clar că era indignată și eu înțeleg că era indignată. Din păcate, experiența respectivă a arătat că nici sistemele medicale pregătite, da, cum sunt cele occidentale, nu au făcut față acestei provocări. Am pierdut mulți oameni, din păcate, da, inclusiv medici, și cel mai tare m-a durut atunci când am văzut că cineva speculează politic pe acest capitol. Atunci noi avem actuale acum conducători ai Ministerului Sănătății, foarte mult au speculat pe acest factor. Nu știu dacă am extras lecții din acea criză, pentru că, de exemplu, în 2020 și inclusiv deja la 1 ianuarie 2021 au fost majorate salariile medicilor, da? În total cu 70%. Și eu înțeleg de ce trebuia acest lucru, pentru totuși
fluctuația cadrelor în medicină e mare, aceștia specialiști care sunt foarte solicitați și în România și în Occident. Noi, ca stat, investim bani enormi ca să pregătim un specialist de ăsta care el, în principiu, la 30 de ani iese din facultate, că învață foarte, foarte mult diploma finală. Deci și tu îl pierzi ulterior. Clar că aici era vorba de majorarea salariului. De ce zic despre lecții învățate? Că de atunci n-am prea văzut majorări de salarii, da? Adică salariul majorat atunci, considerând inflația despre care am vorbit noi cumulativă, el practic a fost devalorizat. Iată, în 2023, de exemplu, medicii și personalul medical, pare că sunt unica categorie, dacă vorbim din sistemul public, care n-au măcar 1%, n-au majorare de salariu, indexare pe fondul inflației de 30% de anul trecut. Ce concluzie am făcut noi? Eu nu cred că noi avem acum o abundență de cadre, exces de cadre medicale și ne putem permite niște politici de asta ca să-i pierdem și pe ăștia. Ori atunci unul din factori a fost și lipsa cadrelor medicale, mai ales specializate în domeniul respectiv. Noi cu câțiva ani înainte, mă refer la guvernări care a fost, am lichidat, am centralizat serviciile astea de sănătate publică în teritorie și ne-am trezit că, de exemplu, pe toată zona Nordului avem 2-3 specialiști care, da, s-au lăsut tot așa. Deci noi facem niște reforme de dragul optimizării care, atunci când ajungem în crize de astea de amploare, stai paralizat și blocat. Iată în ce condiții am fost nevoiți să gestionăm această situație. Aveți regrete și lucruri pe care nu ați reușit să le faceți atunci? Multe pot fi, regrete sunt multe. Eu cred că totuși marea majoritate a societății s-a consolidat atunci. Am manifestat înțelegerea cele două luni cât am stat blocat și economic, pentru că puțin cunosc, dar țara a fost economic blocată în perioada respectivă. Venituri la buget practic n-am avut, pentru că și exporturile, importurile au fost blocate. Dar în linii mari am avut înțelegerea societății. Anul a fost gestionat economic în linii mari, ok, chiar dacă am avut și acea secetă fără precedent, vă amintiți, secetă severă, cu toate mișcările astea, da, agricultorilor, care erau clar că de politicieni utilizate, acum situația agricultorilor este cu mult mai proastă ca atunci, dar nu am văzut să fie, zicem, acțiuni de acest gen. În linii mari, regrete sunt multe, dar cel mai mult regret că noi, ca societate, sau ca, zicem, forțele sau guvernarea, nu extragem lecții, uităm. Gata, nu mai sunt medici în prima linie și v-am adus exemplul respectiv, nu mai facem investiții în domeniul dat, îmblăm cu niște proiecte de astea aiuratice, mă iertați de expresie, că o să facem spital de 100 de milioane de euro la Bălți, nu știu unde, dar asta e clar că e un proiect de astea mega care nu s-l facă niciodată, deci noi avem pereți suficienți în Bălți, da, pentru instituții medicale, trebuie să ne concentrăm pe echipare. Pe de o parte, cumva pe chema, se încearcă acum. Eu înțeleg, eu vă asigur că asta este doar un populist și o lozincă a actualei guvernări. Deci nu se ajungă să implementeze acest proiect. Trebuie de echipat serios spitale, pentru că medicină performantă fără echipament performant nu există. Trebuie de factorul cel mai important din sistemul medical, de cadrele medicale, să avem grijă, să nu îi lăsăm 3 ani fără măcar indexarea salariilor, că ori să plece și poți să ai tu cel mai bun echipament, dar n-ai să ai medici, iată ce trebuie de făcut. Dar atunci când în jurul unui obiectiv medical este interes și noi știm cine să-l construiască, că e membru nostru de partid, da, sau altceva, asta nu o să aducă la bine. Nu, cel puțin în acest studio, ministra sănătății a dat promisiuni că acest nou spital care va fi construit în Bălți va fi realizat de o echipă din exterior, din echipă internațională, cu experiență, ca spitalul. Eu vă spun că aceasta este o aventură a unor oameni care sunt irresponsabili și doar folosesc politica pentru semne. Vreau să mai ating încă un subiect din pandemie. Dacă a fost sau nu imaginea dumneavoastră șterbită atunci când a avut loc nunta fiului dumneavoastră, pentru că ținem foarte bine minte mulți jurnaliști, pândeau prin tufari, cu dronă, cu tot. Cum a fost? În general, îndeletnicirea asta preferată a moldovenilor și a politicienilor moldoveni și a unei părți a presiei de a, cum a spus dumneavoastră, afecta imaginea sau cum a spus dumneavoastră, ea e prezentă și indiferent de este vorba de mine, de alții și tot așa mai departe.
Eu nu cred că dumneavoastră ați auzit vreodată vreo informație despre familia mea că este implicat în scandaluri, corupție, firme. În general, puțin se cunoaște despre familia dumneavoastră. N-ați auzit niciodată, pentru că nu am de ce mă teme și nimeni nu are ce. Acest factor clar că a fost speculat de acea opoziție care e la guvernare acum, de presa angajată, că uite, în condițiile pandemiei, astea care ne spune în fiecare zi că să fim convoacă nuntă de 400 de oameni, dar încercați să vă gândiți cum eu puteam să-mi permit să invit oameni, dacă e pandemie, să-i expun riscului. Înțelegi? Că dacă se cheng tu atâta lume la asemenea eveniment, tu te gândești, Doamne ferește, dacă moare dăuza. A zic că a fost la nuntă la cel. Deci nu asta înțelegeți ce aberație toată treaba asta. Clar că au înflorit așa, că Chicu i-a luat Dodon, că i-a luat Plahătniu, că nu știu ce, că eu că au făcut nuntă. Eu socot că oamenii cu raționament înțeleg realitatea și nu am de gând să vin să justific. Eu odată am spus ce a fost, a fost într-adevăr un eveniment de familie. Tinerii au fost la la oficiul stării civile, s-au înregistrat și ne-am strâns familia noastră să stăm acolo. Deci, dar când ați auzit vreodată, vreo imagine de acolo ați văzut, vă imaginați dacă erau atâția oameni, oare chiar n-avea să fie nicio scurgere, nicio... Nu, eu nu consider serios. Eu înțeleg că este procedie murdare, dar nu mă afectează. Eu mă consider cu conștiință curată și n-am de gând să-mi expun apropiația la scandaluri care, eu vă spun, nu am niciun membru a familiei mele, niciun copil de-al meu, deși am doi copii maturi care în linii mari ar putea să, zicem, să fie ținta unor. Nu cred că ați văzut implicați în vreun scandal sau ceva, pentru că n-au de ce. Ei, spre deosebire de alții, nu dețin foste imobile ale statului, afaceri preluate de la stat. Dar iată, lucrează, angajați așa cum sunt. Unul, în general, a venit atunci pe o perioadă ca să se înscrie în țară, dar el e stabilit de mulți ani, lucrează, are serviciu, slavă Domnului, bine plătit. Deci, n-am ce. Eu pur și simplu înțeleg de ce se fac lucrurile astea, cumva nu atrag atenție, dar eu contez că oamenii iraționali analizează situația dată. Cum vă imaginați dumneavoastră că avea să chemați oameni să-i expuneți riscului? Domnul Checo, până la urmă ce a stat atunci la baza demisiei dumneavoastră, din plecării dumneavoastră din guvern în decembrie? Ați fost presat? Sau a fost o decizie luată personală? Dumneavoastră, probabil mai mult după experiența, după ce am plecat, v-am dat eu cumva vreun temeț, credeți că eu sunt persoană care poate fi presată? Mai este vreo cineva care vine cu critică argumentată așa, împotriva, de exemplu, actuale guvernări de care mult se tem? Pe mine nu pot să mă presez, pentru că eu așa să zicem, plămădit. Și cu atât mai mult când am fost la guvernare, nu prea era cine să mă preseze. Pe mine, de exemplu, nu a putut să mă preseze nimeni, chiar dacă eram ministrul finanțelor, în campania electorală pentru parlamentarele 2019. Noi nu o să vedeți niciun reprezentant a Ministerului Finanțelor, de care răspundeam eu, să participat în campania electorală. Erau caravanele cele renumite. Da, exact. Unul nu o să-l găsiți pentru că pe mine nu mă poți presa. Am spus că nu și tot. Noi nu o să vedeți niciun membru al guvernului sau pe mine să participe, de exemplu, în campania electorală prezidențială din 2020, când domnul Dodon, care chipurile avea guvernul și-l conducea, da, în, exact, din spuse. Dacă o să vedeți măcar o ieșire publică a mea sau colegilor mei de guvern în acea perioadă, eu cred că nu o să vedeți că ea nu există, da? Deci nu e vorba de presiune din partea cuiva, este presiune din partea circumstanțelor. Asta altceva și o să vă spun care sunt circumstanțele. Prima, noi eram imediat după alegerile prezidențiale, când doamna Sandu a avut o susținere masivă, trebuie să recunoaștem, din partea poporului și a câștigat, apropo, și aici pe intern, nu doar datorită diasporii. Exact. Deci aveam un președinte care imediat cum a câștigat mandatul, a scos lumea în piață și striga jos coții și jos parlamentul, guvernul, așa mai departe. Deci pe partea de conlucrare cu președinția, nicio șansă. Da? Mai departe, în Parlament, după ce Partidul Democrat au ieșit din acea majoritate cu socialiștii, guvernul care a fost votat de ei, că guvernul nu a fost votat doar de socialiști cu 36 de voturi, da? A fost votat și democrați. Deci noi, exact, a fost produsul comun acestei coaliții. Deci această componentă a majorității a plecat. Noi am rămas în principiu fără susținere în Parlament. Ba mai grav, nu că nu ai susținere, dar Parlamentul a început să
antagonizeze, adică să obstrucționeze activitatea guvernului și vă aduc exemplu acele legi votate de socialiști și care mai erau acolo deputați, la care noi am dat aviz negativ și public și clar că am spus că nu susținem asta, a treia, a patra. Acum imaginați-vă, dumneavoastră sunteți prim-ministru a unui guvern care va ajunge suficientă diligență să înțelegeți că fără conlucrare și cu președintele și cu parlamentul, guvernul doar e o echipă care se ține de fotoli, mai mult nu poate face nimic. Înțelegeți cum? Cum în condițiile respective să asigure activitatea unui executiv? Iată, imaginați-vă că în Bălți primarul, de exemplu, nu are susținerea Consiliului Municipal și orice n-ar veni el cu un proiect, este obstrucționat de Consiliu. La ce să mai ții primarul ăsta? Înseamnă că cumva lucrurile trebuie de clarificat. Asta a fost cauza și eu tot consideram că acel parlament nu mai este reprezentativ, pentru că în primul rând nu mai erau majoritate, acolo erau altceva deja să discutau și chiar vroiam prin această să ajungem la o situație când se normalizează lucrurile. De ce presiunea a fost din partea circumstanțelor, dar din partea persoanelor nu. Eu vă spun cu toată responsabilitatea, nu poate fi, pentru că n-au cu ce mă șantaja, n-au cu ce mă presa și în general așa eu cam am tot timpul opinia mea, chiar dacă place sau nu. Vă mulțumesc și pe final vreau doar să ne spuneți care este miza partidului pe care îl conduceți totuși pentru alegerile locale care vor avea loc în acest an. Miza partidului pentru alegeri locale, am spus, reiese din atitudinea noastră, am spus că o să participăm acolo unde o să identificăm candidați destonici care ulterior vor fi, deci, vor dezvolta partidul nostru. Și miza este că acești oameni vor reuși să atragă sau să convingă alegătorii că noi venim cu un program realist în fața oamenilor. Vă spun deodată, nu o să avem candidați care o să vină cu lozinci populiste, pentru că noi nu privim aceste alegeri ca ultimele la care participăm și eu știu că peste un an jumate o să merg în satul acela pentru, sau în orașul acela pentru a obține votul oamenilor la parlamentare și dacă simtiți o să mă întrebe acolo. Domnul Chicu, dumneavoastră ați fost cu un an jumate în urmă cu iată ăsta care l-am ales primar, v-am crezut, mi-ați promis ce n-ați făcut nimic, cum să vă mai votez eu odată? Eu înțeleg riscul ăsta, de ce populism nu o să fie? Eu sunt sigur că acolo unde o să participăm, noi o să avem reprezentanți în consilii. Și sunt sigur că în unele localități o să reușim să avem și conducători, am de primari, dar vor fi situații, de exemplu, când dacă o să identificăm și o să vedem că sunt reprezentanți altor partide la funcția de primar, am vedere, sau chiar dacă sunt independenți și ei au demonstrat în mandatul precedent că au valoare, țin la localitate, eu nu exclud faptul că noi o să-i susținem pe acești candidați, dar având lista noastră de consilieri. Eu vă mulțumesc foarte mult pentru că ați acceptat invitația noastră de a veni astăzi în studioul nostru, de a vorbi deschis pe niște subiecte locale, care de obicei în capital, da, la televiziunile mari nu prea se abordează. Am ținut să vedem părerea dumneavoastră cu tot ce se întâmplă aici în Nord și vă dorim succese în continuare și să reveniți, de ce nu, din nou, ori de câte ori sunteți în Nord aici, ca să mai abordăm problemele și soluțiile pe care le vedeți la moment. Vă mulțumesc și eu pentru această oportunitate de a discuta și noi n-am discutat doar problemele locale, regionale, cele naționale, dar ele sunt foarte importante și trebuie abordate. Mersi pentru această posibilitate. Cu mare drag. Iar vouă vă doresc o seară liniștită în continuare, să ne urmăriți pe toate platformele noastre Facebook, Instagram, TikTok, Telegram, YouTube și desigur pe tvn.md, acolo unde venim cu informații de ultimă oră și știri la zi. Pe curând!